M-am gândit la bucurie, s-a dus bucurie și dacă se întâmplă lucrul ăsta, omul dacă se bucură, fuge răul. Răul este alergic la bucurie și la umor. Vă rog, în sus, vă rog, nu trebuie să mă desfășim. Mai nu mi-aș fac știu. N-am cabinieră, n-am recuziter și am bucuria faptului a teatrului ăla de început, când actorul era totul, știi? Am școala de la Botoșeni, când nu m-a ajutat nimeni. Formă, m-am dus la Național și mă amorțisem, că aveam 4 cabiniere, aveam suflări, n-am nimic, dar am ceva prețios, l-am pe Dumnezeu și bucuria care se naște pe scenă, este extraordinară. Ai văzut ce reacție au oamenii. Te rog, da, așteaptă-mă. Da, da. Stai să mă pregătesc. Ai emoții, nu? Hai că mă pregătesc. Imediat. Să-mi fac freza. Ce faci? Acum. Gata! Ia, Amalia, Amalia are de băbune. Da, da, da. Bate inima, un sol, bate inima. Tu ești a mea, eu sunt a tău. Este apocrifă, că Maica Domnului a venit cu Iisus prunc la o mănăstire și au venit foarte mulți monahi care au spus toate rugăciunile și au citit toate textele sfinte. Și de curând intrase monahism în saltimbanc și n-a știut nimic. I-a făcut niște giumbușlucuri și a râs. Hristos a râs cu Maica Domnului, că zice în Publius Lentulus, în procesul la verbal dat de guvernator iudei, spune Iisus nu a râs niciodată. Dar în această poveste apocrifă se spune că Iisus, ca prunc, a râs. A fost cel artistul care l-a făcut să râdă. Eram în chilie la părintele Atanasie. Și acolo, pe sobă, prinsă în pioneză, era o fotografie al negru, xerocopiat, stătea și într-o parte. Te răzbătea din fotografie niște priviri de o forță și de o... parcă penetrau istoria. Parcă în clipa în care au fost fotografiați, i-au privit nu neapărat în veșnicie. Și zic, cine sunt? Sunt părinții mei. Părintele Atanasie, cu 17 ani de pușcărie, era continuarea acelei tării românești. Eu când fac gestul acela vreau să aduc aminte oamenilor de rădăcina lor. Când apar aplauzele sunt niște victorii. Că nu se aplaudă, s-ar putea să fie niște lucruri mai puternice decât victorii. O înțelegere de sens. Mi-a zis meșterul Beligan că a vorbit cu Laurence Olivier
și l-a întrebat pe Laurence Olivier care e diferența între un actor mare și unul genial. Și Laurence Olivier a spus că pe cel genial nu-l interesează aplauzele. Sensul. Dimensiune. Unde te duci? Asta. Ești tu. Încep să plâng. Câtă dreptate ai avut. Eu niciodată nu mi-am imaginat că pot să fiu așa de frumoasă. Parcă îmi iubește. Și parcă mi-o grotește trupul. Da. E ca un brățișar. Pe mine nimeni nu m-a învățat să am răbdare. Să credeți în om, în ceea ce lăsa bunul Dumnezeu și să vă păstrați sufletele astea extraordinare. Am plâns mult, cred că asta spune mai mult decât ar putea spune cuvintele. Împărtășesc valorile despre care se vorbește în piesa aceasta. Acest mesaj trebuie să ajungă la inimile tuturor românilor. Să ne trezim, să luăm atitudine și să ne iubim în primul rând țara. Actorii minunați, iar Dan Puric este inegalabil. Noi o vedem a treia oară, suntem încântați. Ne definește în multele ipostaze. Până la urmă chiar suntem fantastici. Această piesă este, arată o dimineață pierdută care se transformă într-un apus roditor. Stârnește lacrimi și zâmbete în același timp. Găsim tragicomedia și umorul poporului român care stare să facă, să glumească din orice. Moartea n-ai să înțelegi niciodată. Moartea este o mare taină. Este un scandal al ființei. Ea are sens numai atunci când știi că există acel dincolo care ți s-a arătat prin creștinism. Ceea ce face domnul Dan Puric este o misiune excepțională. Nimeni nu-l poate egala. Este unic. Pentru că e hărăzit de Dumnezeu să fie un misionar. Nu poate fi al doilea, pentru că Dumnezeu alege câte unul. În fiecare perioadă Dumnezeu a ales un salvator al credinței sau al neamului. Acum este momentul domnului Dan Puric. Și cum zicea Sfântul Meletie, nu pentru slava deșteaptă, pentru cruce. Vai, Charlotte, cum poate să-i fac omul Dumnezeu așa ceva, când Dumnezeu i-a făcut mai bine? Charlotte, oprește stupiditatea asta umană, făcută în numele civilizației! Nu pot să fac nimic. Astea sunt vremurile. Încep, încep. Or să vină și la tine. Aici! Niciodată! Îi iau bucoasa de la graniță! De aici nu se trece! Tineretul nostru este terminat. Ce faci? Da, dacă în sală este un tânăr care are capacitatea să se refacă și să refacă. Tu nu ești dator să-i dai mai departe, așa cum mie mi-au dat. De pe scenă și din cărți alții. Veriga aceasta a neamului, cum se face? Cred că mesajul acestei piese a fost unul alarmant pentru români, pentru a se trezi la realitate. Mesajul piesei cred că este, în primul rând, să nu uităm că există un Dumnezeu sus. Teatrul creștin. Să-l iei pe băiatul ăla de la smartphone și să-l înveți să gândească. Să își găsească sine, dar nu printr-o teorie. Eu scântei acolo. Să-l bucuri, în primul rând. Să-l bucuri că există în integritatea lui și că există ceva deasupra. Stai așa, nu te mai mișca să facem un set. Poftim? Nu te mai mișca să facem un set. Ce să facem? Un set și să te pun pe net. Facebook, book, carte, dă, logi, tot o carte. Bine, dar eu citesc altfel de cărți. Ce fel de cărți? Cărți, nu știu, așa, niște cărți care lasă în urma lor o altfel de lumină, nu aia. Ce
ce fel de lumină? O lumină așa, o lumină sufletească. Ei sunt idolii tăi, nu? Vai, dar ce frumos! Nu, și bănuiesc ca o lume interioară extraordinară. Acolo, o recoltă bogată de tine, știi ce vreau să spun? Asta, Rumenia! Rumenia, ready! Clap your hand! Și să văd, dragă, ca am cafut și pe banchet să tot ce spui. Lăsați ca nu vin și pe din caie! Dragă! Fă-ți cât mai repede. O lume a ta interioară. Vin vremuri. Nu trebuie cedat. Trebuie mers. Nu e vorba de ambiție. E vorba de dragoste față de el. Cred că în dragoste e vorba nu de a-l convinge pe celălalt, de a-l contamina. Pe mine, maestrul meu, Dan Rădulescu, nu m-a convins niciodată. Iubindu-mă și iubindu-l, m-a contaminat pentru tot restul vieții. Așa zicea, dragă Puri, când intri, dragă, pe scenă, tu să te bucuri. Ultimile repetiții. Că se bucură și spectatorul și când ți-o fi mai rău, gândește-te la mine. Hai că mă gândesc la el, că trebuie să intri în scenă. Important este ceea ce ești, dacă ești aproape sau departe de chipul lui Hristos. Cine ești? Poți să faci tu tot felul de culturism ortodox, să ții toate posturile, dacă tu nu ești aproape de chipul lui Hristos, nu ești nimic. Cine ești? Eu acest spectacol l-am dedicat profesorul meu de la Școala Populară, a domnului Traian Elenei, și îi spuneam, domnul profesor, comuniști, ești la putere, totul este praf și pulbere. Bă, băiatule, și tu ce ai de gând să faci? Să te circunscrie-te, mă, fă și tu praf și pulbere. Tu te-ai uitat puțin ce ai în spate? Zic, cum, ce am în spate? Bă, ce istorie ai tu în spate ca popor te-ai uitat? Tu te supui evidențelor sau te supui destinului major creștin acestui popor? Am încremenit. Aveam 21 de ani. Traian Elenei, nu știi nimeni de el. Geniu. Mă învăța să privesc România. Mă învăța să privesc valorile. Și zice, bă, trebuie să iubești în ciuda evidențelor, bă. Toți creștinii, toți martirii au fost în ciuda evidențelor.